Bine ați venit la expoziția aniversală, care spune Atelier 10, pentru că sărbătorim marea vârstă de 10 ani. Pentru început, o să aflați povestea atelierului de pictură pe care vă relata elevul Sebastian Cluture. Ca de când e lumea, la început a fost cuvântul. Șoapte au ajuns la mine într-o lună de mai din anul 2013, când de la un coleg și prieten de pe timpul când eram la Academia de Poliție, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Moțoc, azi general, am primit îndemnul de a ajunge câteva zile mai repede la Sucevița, unde urma să sărbătorim un număr important de ani, de la absolvirea Academiei. Motivul să-mi prezinte așezământul și pe ctitorul său, Părintele Stareț al Mănăstirii Bogdana, Iustin Dragomir. În acest mod, în mintea mea, s-a născut un personaj pe nume Așezământ, clădit de un stareț al mănăstirii ce purta numele ctitorul Moldovei. Numai asocierea acestor nume pentru mine istorice, cu răsunet înăuntrul meu, au fost suficiente pentru a da seamă invitației. Martor al primelor clipe de cunoaștere a Așezământului a fost un alt bun prieten al meu, Paul Valerius, din Germania, ce m-a însoțit la aniversarea amintită mai sus, un german, Jet Beget, un fan al României și al românilor. Împreună am aflat că Așezământul poartă numele Sfântului Ierarh Leontie, un sfânt al Rădăuțului, deci un protector al locului. De la doi tineri călugări, directorul Așezământului Monahul Diacon Iustin și maică-i Caterina. Plin de uimire, tot de la dumnealor am aflat că au în grijă de peste 100 de copii. Mi-au povestit cum e organizat Așezământul, principiile după care sunt educați copiii, programul de educație care îl pun în aplicare, precum și pionieratul dumnealor în ceea ce privește creșterea copiilor, a atâtor copii, a unei familii atât de numeroase. Personal, nu mai avea loc în mintea mea decât batalioane de semne de mirare și tot atâtea de exclamare. Întotdeauna, în intimitatea mea, a existat credința că urmele noastre pe pământ nu pot fi lăsate cu adevărat decât prin fapte de cultură și artă, de creație, după chipul și asemănarea Creatorului. De aceea, mi-a atras în mod puternic atenția, între multe altele ce am aflat în acest inspirat nume Așezământ, importanța ce o dădeau cei doi tineri din fața mea elementelor de cultură și artă în cadrul unui tot numit program de educație. Concret, mi-au mărturisit că ar fi creat un atelier de pictură, dar puținătatea surselor financiare nu le permit plata unui profesor ce să îndrume copiii pe această cale și că au transformat un vechi graj în spații cu scopuri educative. Le-am răspuns că îmi place ideea, dar că nu sunt profesor în domeniul artelor plastice, dar am plăcerea de a picta și cred că aș putea transmite cunoștințele mele unor copii cu abilități într-un spațiu adecvat cu dotarea necesară. Impresionat profund de cele văzute, am părăsit Așezământul și am urmat programul întâlnirii aniversare cu vechii mei colegi. Fiind convins că o dragoste e posibilă numai între două părți, după o mai veche formare profesională, mi-am permis să verific dacă există cu adevărat dorința ca vorbele noastre, ale mele și ale Așezământului, să devină vii. Prin faptă, așa că nu am lăsat numărul de telefon pentru o ușoară comunicare. A doua zi, în timp ce cutreieram obiectivele turistice indicate de Moțocul în autocar, a venit răspunsul la verificarea mea. Maica-i Caterina l-a sunat pe Vasile să mă întrebe când pot reveni la Așezământ pentru a alege împreună spațiul pentru un atelier de pictură. Am fost sigur din acest moment că va exista un atelier de pictură, că dragostea era de adevărat, cum zic copiii, și zi poveste că înainte mult mai este. Fapta a început a fi, după dotarea cu hârtie pentru acoaleră, culori și pensule, creioane, etc. După care a început lucrul cu copiii într-un atelier, pe care celebrul violonist Alexandru Tomescu, după o vizită făcută aici, mai târziu, într-un interviu la un post de radio, l-a numit un imens atelier de pictură. M-a bucurat enorm această recunoaștere din partea unui mare artist. Hazlia a fost în conjunctura prin care am aflat numele atelierului dat de conducerea Așezământului. Atelierul lucra la maxim, copiii curioși, plini de dorința de a arăta ce știu, inimoși în tot ceea ce făceau ei, eu tot pioner în a lucra cu atâția prichindei care îmi deveneau tot mai dragi. Eram concentrat
la îndrumarea fiecăruia și absolut cu totul de lucrul lor cu culoare. De tehnicile pe care le transmiteam, sunt întrerupt de un copil care îmi comunică clar. Vă cheamă afară din atelier, părintele Iustin. Mă duc, părintele îmi spune ceva, răspund, mă întorc în atelier, iar copilul îmi spune iar că mă cheamă afară părintele Iustin. Iar mă duc, iar mă întorc. Când să reintru în atelier, părintele mă atenționează mai apăsat, dar dumneavoastră nu vă uitați ce scrie pe ușa atelierului. Mă uit și abia acum văd o tăbliță aurie lipită de geamul ușii pe care era gravat cu negru atelierul de pictură Vasile Popescu. O clipă a muțit. M-a dat peste cap acest gest tandru al părintelui și maicii Ecaterina. Pe scurt, oficial, atelierul de pictură Vasile Popescu al așezământului de copii Sfântul Ierarh Leontier Rădăuț a fost fondat în 2013 la invitația părintelui director, părintele Iustin Roman. Și a fondat și maica Ecaterina cu binecuvântarea părintelui Staiț Iustin Dragomir. Cu totul semnificativ a fost încurajarea, susținerea totală și atentă a părintelui director Iustin și maicii Ecaterina. În cei 10 ani trecuți a fost vizitat și apreciat pentru valoarea acoarelelor, calitatea atelierului de personalități notorii prin creație în artă și prin performanțele în activități de natură spirituală în societatea românească și peste fruntările țării. Amintim vizitele prea fericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Române Ortodoxe, în al preasfințitul Piment, episcop al Sucevei și Rădăuților, cunoscut scriitor și dramaturg de renume mondial Matei Vișnier, fondatorul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu Constantin Chirian, actrița și poeta Ioana Crăciunescu, criticul și istoricul de artă de la Muzeul Bruckenhall, Olimpia Tudoran Ciungan, poetul Dan Mircea Cipariu, director alte plastice Mihai Zgondoi, Universitatea București, celebrul violonist Alexandru Tomescu, cea și concertat la așezământ, care a onorat prin prezența lor străduința artistică a amicilor pictori, ca și pe îndrumătorii lor, părintele Iustin și maica Ecaterina. Tehnic și statistic exprimat, s-au organizat în deceniul trecut 19 expoziții în care au fost expuse 1230 lucrări create în special de cei 43 membri active ai atelierului. Organizarea acestor activități au solicitat eforturi organizatorice și financiare. Este o ocazie de a mulțumi sponsorilor care au sprijinit realizarea expozițiilor ca și finanțarea a 4 tabere de pictură la Sucevița, Vama, Sibiel și Baza la județul Sibiu. Administrarea Fondului Cultural Național București, Biroul de Avocatură Ioan Popescu Brașov, Biroul de Avocatură Simona Popescu Mediaș, Galeria Cirus Mediaș, Asociația Steaua Transilvaniei Mediaș, doamna Liliana Aghiorghisiei Lidana, Casa Cadrului Didactic Suceava, Aprovsa Mediaș, ForSafe Mediaș, Fria Technic World Mediaș, Farm SRL Mediaș, Clubul Lions Rădăuți, domnului Constantin Iavorovski și domnișoarei Olga Iavorovski. Pentru nivelul artistic ridicat al expozițiilor organizate, mulțumim celor ce ne-au sprijinit direct și personal. Muzicianul Petru Negrescu, poeta Ioana Crăciunescu, director Dan Arhire, profesor Adrian Grosari, critic de artă, director Olimpia Tudoran Ciungan, director Mihai Zgondoiu, director Adrian Nicolae Popescu Rădăuț, profesor universitar, preot Vasile Demciuc și Lucian Pășcuț, ambii de la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Enumerăm cele 19 expoziții. 3 decembrie 2013, pictura de culoare, la așezământ cu prezența părintelui Stareț Iustin Dragomir. 18 expozanți, 46 lucrări. 3 mai 2014, flori și locuri sacre, la Galeria de Artă a Municipiului Rădăuț, susținută prin prezența părintelui Irineu cu vernisarea de către artiști plastici rădăuțeni. 8 expozanți, 78 lucrări. 9 mai 2015, momentele revierii, la Galeria Municipiului Rădăuț, în prezența părintelui Stareț Iustin, părintele Irineu. 11 expozanți, 96 de lucrări. În acest an, 15 componenți active
atelierului au participat la expoziția internațională concurs organizată de Academia de Belle Art Later et Science Michelangelo Angrișani, Italia. Cinci au fost premiați: Gabriel Mihai Ursulean, Nicoleta Onisimiuc, Laura Oroșan, Larisa Dragomir și Andrei Baciu. Ultimii doi au luat premiul suprem la categoria lor de vârstă. 21 mai 2016. Prima expoziție în Galeria de Pictură a Așezământului. Uimirea cea de toate zilele, venisată de criticul de artă, directorul Olimpia Tudoran Ciungan, 8 expozanți și 113 lucrări. Micii pictori au participat și la evenimentul Rădăuțul Pictează. 2017-17 iunie. Tainele copilăriei. La Galeria Așezământului. 11 expozanți, 123 de lucrări. 8 septembrie. Forma și culoarea elemente de educație estetice. La Galeria Cirus Mediaș. 8 expozanți, 34 lucrări. Expoziția a fost susținută prin recital de poezie și muzică clasică de poeta Ioana Crăciunescu și muzicianul Pedro Negrescu. Vernisarea a fost realizată de director Mihai Zgondoiu. 3 noiembrie, 99 plus 1 egal 100, dedicată centenarului României la Muzeul Bucovinii. 11 expozanți, 69 lucrări. Vernisarea a directorul Olimpia Tudoran Ciungan, profesor universitar Vasile Demciuc, în prezența al preasfințitului Părinte Pimen, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuțelui, Părintelui Stareț al Mănăstirii Bogdana Iustin Dragomir, Părintele Director al Așezământului Iustin și Maica Ecaterina. Tot în acest an s-a realizat o expoziție interactivă la grădinița de copii și școala generală din Comuna Burla și tabăra de pictură de la Sibier. 2019-19 mai. Spună lumii large, steaguri tricolore, spune ce-i poporul mare românesc. 7 expozanți, 51 de lucrări. La Galeria Așezământului cu onorata prezența în al preasfințitului Părinte Pime, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. A cunoscutului dramaturg Matei Vișniec, a jurnalistului ProTV Alex Dima. Vernisarea a fost făcută de profesor Grosar Adrian. 2019, 1 iunie. Culorile păcii, zâmbet de copii. La Galeria Cirus Mediaș, la care au participat mici artiști din Așezământ, din Mediaș, școala Obert și Bazla. 21 expozanți, 104 lucrări. Vernisarea a fost realizată de directorul Olimpia Tudoran Ciungan și director Mihai Zgondoiu. 21 decembrie, septembrie, a ruginit frunza din vin. Cirus Mediaș, 3 expozanți, 34 de lucrări. 5 decembrie, emoții colorate. Expoziție organizată în spațiul expozițional al Teatrului Matei Vișnec la propunerea dramaturgului. 2020, pandemia a oprit organizarea de expoziții, dar nu au fost finalizate, dar au fost finalizate 104 lucrări de cei 14 pictoraj. 2021, 21 iunie, expoziție în spațiul expozițional de la Universitatea Ștefan cel Mare. 2 octombrie, de 10 ani împreună, cu 17 expozanți, cu 184 lucrări. La Galeria Așezământului, prezentată de Adrian Nicolae Popescu. 2022, 15 octombrie, din Suflet de Copil, la Galeria Traian Postolache Rădăuți, cu 71 de lucrări expuse, prezentate împreună cu lansarea volumului de poezii de Andrei Oroșan de către director Adrian Nicolae Popescu. Nucleul expoziției au fost lucrările premiate de Academia de Belle Art Later et Science Michelangelo Angrișan din Italia. Premianții au fost Ana Onisimiuc, Ionuț Coramă, Alina Morișcă, Georgiana Măzăreanu, Andrada Dascălu, Andrew Hârțescu, Alex Munteanu, Daria Crina, Nechita Petruța, Maftean Gheorghe, Ionela Mihaela Lificiu, Maria Filip, Petruța Valentina Nechita, Sebastian Flutur și Ștefan Vasileniuc. Lucrările acestor copii, câte două de fiecare, au participat la expoziția concurs Premio Internațional Arta e Cultura din Italia. 2023 decembrie, expoziția aniversară 10 ani de activitate. Vasile Popescu.
pregătit, dar n-ai și chiar cum am dorit, un catalog cu activitatea copilor pe cei 10 ani. Am obținut doar 5 exemplare, urmează ca la anul să avem loc la tipografie și să facem tot eratul. Atunci, în primul rând, vor primi toți membrii atelierului, care au fost și care sunt, sponsorii și apropiații, prietenii așezământului. Ca să întregim imaginea asta a așezământului, ce a citit Sebastian a fost punctul de vedere din afară așezământului. Acum să zic că Vasile Moțov, domnul general, cum a văzut el treaba asta, care a fost mai în interiorul așezământului, a cunoscut înaintea mea. Dragi copii, stimați invitați, prea iubită maică a noastră Ecaterina, părinte director, v-am văzut pe undeva, dragul meu prieten Vasile Popescu, ce poate fi mai frumos în preajma acestor sărbători creștine decât hrana aceasta pe care copiii ne-au dat-o în acești 10 ani și care au picurat pe rănile multora dintre noi. Eu sunt legat profund de așezământ, deși poate nu m-am străduit îndeajuns să mă manifest în acest sens și am simțit căldura și dorința acestora de a se manifesta. Bunul Dumnezeu a făcut ca 2013, eu sunt născut pe 13, să fie ziua în care să ne îndreptăm pașii spre așezământ cu gândul de a ne îndulci ei pe noi, copiii aceștia dragi, și mai puțin noi să venim cu ceva care să facem pentru ei. Maica parcă a fost străfulgerat așa de un gând frumos creștin, ce-ar fi să profităm de acest talent născut a domnului comandant Vasile Popescu, care o viață, ca și mine, am slujit oamenii și adevărul și nimic altceva, și să încercăm să facem un lucru frumos acolo. Cu binecuvântarea înaltului Pimenea, părintelui Stareț, am purces la treabă fiecare făcând câte puțin din ceea ce mai târziu a devenit această realitate, atelierul de pictură Vasile Popescu, prin care generații și generații, faptul dacă cei care veniți mai puțin la așezând, o să observați că la fiecare din cele până a făcut manifestări sau maestru cu copiii, cât n-au făcut galeriile de artă ale României în ultimii 10 ani, cu aportul a zeci și zeci de creatori. Deci, cei care veniți mai rău, să observați faptul că garnitura se schimbă de la o etapă la alta, ei pleacă în lume, își realizează visurile, își consolidează ceea ce au început. Să vedem că avem studenți la arhitectură, studenți la arte plastice, așa mai departe, iar Sebe va fi cel care va duce standardul arhitecturii mai departe, cum ne-am înțeles, făcând o divagație. Da. Deci, nu vreau să profit de timpul dumneavoastră. Deci, privind din afară, noi, cei de față, rădăuțenii, aducem mulțumiri familiei Popescu, pentru că și Mioara a fost alături de proiect, și ceilalți care mereu au susținut cu gândul, cu fapta aceste realizări și nu facem decât în preajma acestor sărbători să aducem mulțumiri conducerii așezământului. Mulțumiri și să le dea Dumnezeu înțelepciune, noroc în viață celor care s-au implicat și s-au sacrificat timpul pentru a realiza
aceste lucrări care ne încântă vederea, care ne încântă ochiul, ne încântă inima, care ne fac pe toți cei care nu-i om pe lumea asta să n-aibă un necaz, să le uităm pentru un moment și să fim cu sufletul fericit. Să vă dea Dumnezeu sănătate și domnul Vasile Popescu, nici nu discutăm să nu fie decât mereu în rândurile noastre aici, Maica să rămână în veșnicie starostele acestui așezământ, fără sufletul ei drag și cald, multe, multe s-ar fi prăvălit la încercările care acești copii le-au avut și care vrând nevrând și eu printre uși pe acolo, mai aflam câte un suspin, plecam cu sufletul împăcat, că Maica cu zâmbetul ei inconfundabil știa să rezolve problema. Ce mult contează că o aveți pe ea, că l-aveți pe părintele, că ne aveți pe noi, că ne avem unii pe alții în aceste clipe frumoase. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ce-am făcut acum maestrul Vasile Popescu a dat o definiție a ceea ce înseamnă om providențial. Om providențial pentru acești copii, inclusiv și pentru persoana subsemnatului. Și așa cum a mărturisit dumnealui, într-adevăr, dacă nu exista domnia sa pe traseul, parcursul meu literar, poate nu ajungeam aici. Aș dori doar câteva cuvinte să vorbesc despre omul Vasile Popescu, despre artistul Vasile Popescu vor vorbi cei care sunt în măsură. Ceea ce poate puțin știți este că intervenția lui în viața acestor copii nu se oprește sau se limitează la niște tușe trase cât mai aproape de perfecțiune. Aceste tușe pe care dumnealui învață pe copii să le deseneze sunt nu doar linii de contur sau delimitări de nuanțe de culoare. Sunt propriu-zis linii ale vieții sau direcții ale destinului. Pentru că în momentul în care dumnealui părintește, îi învață cum să așeze pe foaia de hârtie culoarea, linia, în urma acestei indicații vine și un sfat părintesc. Vine și o vorbă bună. Vine și o lecție de viață. O parte dintre copiii din așezământ au fost chiar educați de dumnealui. Sunt copii care aflați în pragul bacalaureatului, au fost meditați de domnul Popescu. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, dumnealui nu este de profesie profesor sau nu este de profesie nu știu, lector. Este un simplu om care are suflet larg și ceea ce cunoaște dumnealui dorește să împărtășească și celorlalți. Atunci am amintit de adagiul latin, fugit irreparabile tempus. Într-adevăr, timpul a trecut, dar n-a trecut în zadar. Valoarea materială care este expusă cel puțin aici, sau de care vorbea și domnul doctor anterior, dar cea spirituală, în special, cred că e cea mai mare realizare. Iar faptul că au trecut de la niște copii din adolescență și se scris la maturi acum, e un lucru excepțional și felicitat. Știți că în Avial ne spuneam să îndemnăm lumea, veniți Alba Iulia, veniți la la meca noastră în Avial, capitala de suflet armoniei, sau mai târziu veniți la Sibiu, capitala culturală europeană. După inaugurarea acestor activități la așezământul Sfântul Ierarh, am spus la toți care veneau acolo, mergeți și în Bucovina, nu numai la mănăstiri, mergeți la așezământ, vedeți modul de educare a acestui copii, implicarea personalului de acolo și atelierul de pictură. Noi am realizat la zona noastră o mediatizare relativ bună, să spunem, cu tot sufletul pentru activitatea desfășurată de Vasile Popescu. Ceea ce a ridicat
standardul activităților noastre. Pentru aceasta vrem să îi dăruim pentru așezământ, dacă tot era prima dată acea galbenă acolo, să o puneți și asta undeva, cum erați pentru acest, și o diplomă de excelență din partea Asociației Cadrelor Militare. Să vezi partea. Cauza care urmează la înființarea acestui atelier, eu o să vorbesc despre importanța activităților desfășurate în atelierul de pictură al așezământului Sfântul Leon de Rădăuț și nu numai. Importanța activităților atelierului și în general al așezământului, pe scurt, este ținerea pe cale, pe o cale adevărului, a firescului, tradițiilor acestui lucru. Această cale e dată înaltă în multe viziuni. Mie mi-a venit în minte coloana sacrificiului fără de sfârșit, cum am numit-o Brâncuș, cunoscută coloana infinitului. Și de ce? Este un monument, după cum știți, pe vertical. Cuvântul vertical e compus din două concepte. Vert, care înseamnă limba veche, adevăr, și cale, care înseamnă cale. Deci avem verticala o cale adevărului. Este o relație a absolutului. Este verticala care se înalță din fiecare individ spre cer, unde este casa Creatorului. Deci, absolut este relația cu Dumnezeu a fiecărui om. Aceasta este calea adevărului. Apoi este scris că Dumnezeu a făcut omul după chipul și asemănarea sa. În esență se refere la puterea dată omului de a face și mai ales de a crea. De aceea, lenea este un păcat. Și chiar dacă noi suntem, noi trebuie să fim banii, să învățăm, să ne purtăm așa cum suntem îndrumați de cei din jurul nostru. Stăruința așezământului aceasta a fost, este și va fi, de a ne ține pe cale. Am cugetat la modalitățile prin care se poate realiza obiectivul mare amintit. Gândul m-a dus la trei titluri de carte. Lumina faptei de lumina, lumina cuvântului a Părintelui Stăniloae, un mare teolog al neamului Europei și al lumii, devenirea într-o ființă al lui Constantinului, care este opera de căpături, și mai mult un titlu dăruit pe dobândit a Părintelui Steiner. Prin învățarea tehnicilor acoarelei, a desenului, a mai multor cunoștințe necesare picturii, se edifică fiecare copil, devine într-o ființă, crește spiritual, până își realizează propria personalitate. S-a realizat și se realizează prin toate faptele lor, coordonate de cei îndrept, principiul creștin, de care aminteam ca titlu, dăruind vei dobândi. Prin gesturi de bunătate pentru cei aflați în nevoie, dar și pentru cei din jurul tău. Aici amintim, legat de pictură, darul care a făcut copiii atelierului cu lucrări de acoarele pentru căsuțele care locuiesc, pentru sala de mese, și alte spații în așezământului. În aceeași idee au fost organizate cele 19 expoziții despre care a vorbit, a citit cu Sebastian. Ca și premiile obținute în țară și străinătate. Eu consider asta munca lor, dar lor către noi. Prin tablourile puse în vânzare pe site-ul așezământului s-a reușit acoperirea unor cheltuieli materiale, poate necesare și deloc ieftine.
tot muncilor să mă păreau. Și uite așa, prin munca lor de albinuță, la toți membrii atelurice s-au peridat în vreme de acest 10 ani, am ajuns la această expoziție universală, Atelier 10. Onoarea de a cinsti un deceniu de pictură în așezământul de copii Sfântul Iacre Unte din Rădăuț revine acestei generații care e lângă mine.